Iată ce vorbește Domnul Biserică. E la prochetina de araltul și în adoberea. Să cerem graba mare să reparați legăturile prăcii. Nagot partul cei neprevenadia și să formați un grup de mijlocire. La gădavere galadiaralto și la gladoberea care să stea înaintea mea cu zile de post și cu zile de rugăciune și tot poporul să se unească împreună cu ei. Aleluia, aleluia. Căci iată, manat ecoteradiva la toșenii gladovenia, le era pite tosana gara de la dialalto venia, soli vrășmașului trimiș special, cu niște unelte de nimicire mână, au început na ghetovere galadaladaladovenia ranto seina gladovenia să lucre la dărâmarea unor corturi na vestul fioară e para gladovenia și iată că lucrarea lor este o lucrare făcută pe puriși gravecul de seina gladaladovenia și mulți dintre voi nici măcar nu vedeți și cărămidă cu cărămidă și piatră cu piatră uneltele lor de nimicine o dau la parte și dacă nu veți vedea și dacă nu va fi pocăință adevărată și dacă nu va fi mijlocire și strigare, iată că scurtă este vremea și veți auzi că ba într-o parte, ba în alta corturile au fost dărâmate și planul lor de nimicine au fost dus la definire. Dar iată că eu lucrez împreună cu cei ce mă cheamă dintr-o inimă curată. Pe o garabia să cere vremea aceasta să vă încingeți cei pe care v-am chemat la slujbă și la slujire, la meragode, balada, salte, la grobe, la viață și să aveți ochii deschiși, jachete, la doveriață. Și să vă îmbărbătați și să vă întăriți și să ieșiți la lucru. Și acolo unde unește de nimicire, aduc dărâmare, cu mâini harnice să lucrați și să-l vibiri din nou, să nu se facă spărtura și să nu-și ducă planul la îndeplinire. Elibera la cartea la doveriat, căci dacă nu veți fi atent, iată că planul lor va fi ca planul unei omis. Încet, dar sigur va lucra, când într-o parte, când în alta, și va aduce plâns și jale. Bine, era iar altul, sena provenia, uniți-vă cu tot poporul! Jachet, venea davant, iar altul vie, și stați ca un steag de apărare și ca un zid de apărare! Face societate de scăpare în jurul celor care sunt atacați în vremea aceasta și căutați prin dragoste și căutați prin vorbe bune, prin vorbe de zidere să zâmbiți înapoi și Domnul să aducă pacea și bucuria. Glorie ție și glorie!